Victor Drăgușin, unul dintre primarii care au refuzat să voteze pentru majorarea tarifelor la gunoi în ultima ședință a Asociației Managementul Deșeurilor în Telorman, spune că subiectul este unul fierbinte. Nu puteam în cadrul ADI să votăm și pentru faptul că nu asigurau necesarul de minim dotări pentru a colecta la nivel de oraș, dar pe de altă parte nici nu aveam mandat. Niciun primar prezent la acea adunare nu a prezentat în adunarea generală un mandat din partea Consiliului Local cerință expresă a legii. La finalul ședinței Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor din 31 august, directorul ADI Telorman a anunțat majorarea tarifelor pentru gunoiul menajer atât la orașe cât și la sate. Hotărârea ar putea să nu fie pusă în aplicare din cauza faptului că majoritatea primarilor prezenți nu au avut mandate de reprezentare votate în consiliile locale. Victor Drăgușin spune că din același motiv ar putea fi anulate și alte decizii luate în ședința respectivă. Președintele Asociației nu va semna hotărârile luate la vremea respectivă, ceea ce înseamnă că nici tarifele aprobate în cadrul acelei adunări generale nu vor fi încă valabile. Sigur că și ele trebuiau să fie fundamentate. Și aici discutăm de două tipuri de tarife. Tariful care se intre în funcțiune de acum din octombrie, și anume de 12 lei, adică 1 leu și vreo 60 în plus pentru fiecare cetățean, și tariful de începere a licitației, atunci când va fi susținută, de 14 lei. Cele două proiecte au trecut cu votul social-democraților majoritari în Consiliu, în timp ce liberalii s-au abținut. Tot în ședința de astăzi a mai fost avizată demolarea unor clădiri aflate în stare avansată de degradare.